Eu scriam la calculator o anchetă socială și eram cumva confundată în activitatea mea. A venit doamna primar până în birou la domnul Vici, a dus un document, după care el a plecat doamna primar, a urmat-o în birou și domnul viceprimar. Că nu s-a întâmplat nu a fost nicio discuție, nimic. Doar i-a dat documentul doamnei primar, dumnealui l-a studiat, nu știu exact ce-o pronunțat, eu eram atentă la documentul meu, chiar nu mă interesa discuția lor, absolut. Și după care s-a ridicat de la birou domnul Vici, a venit în birou la doamna primar și atât. A fost întâmplat atât de brusc încât nici noi n-am reușit să ne dăm seama. Nu, noi l-am primit tare frumos. Noi l-am primit, i-am pregătit birou, i-am pregătit dulap, i-am exprimat frumos. A început și-a avut un comportament așa, Dar modul lui de a se comporta așa mai dur, mai sever, necomunicativ, cum se vorbește la birou, ce mai faci, bună dimineața. Da, nu este mai distant? Da, într-un fel așa, mai distant, nu colaborează decât strict la subiect, atât.